Corina au venit? Da, este. Toată lumea. Yeah.
spre aur poartă, munții aur poartă. Noi jăcim din poartă în poartă, tot din poartă în poartă. Poartă de istorie stinsă, noi eram stăpânii țării, dar te-am părăsit pe tine, lume în calea depărtării. Iar acum când dorul arde, de ne-ar fi oricând de bine, ne rugăm Bye.
Bine ați venit la noi, la Iași. Bine v-am găsit. Spuneți despre dumneavoastră cine sunteți. Ați venit cu o delegație din Republica Moldova. De unde, mai precis? Eu mă numesc Maria Spânu. Activez în calitate de metodist la grădinița din satul Magdăcești, traiunul Crimlin. Așa. Am venit aici într-o excursie. Așa, un schimb de experiență și excursii totodată. Da. Cu colegiile noastre, tot de Raimund Crimlin, din satul Ratuș și din satul Vrăslicieni, am venit aici, într-adevăr, pentru schimb de experiență și vreau să vă spun că am trăit niște emoții deosebite. Am văzut toată lumea cum muncește. Așa. Așa. Toată lumea cum muncește și pun accent pe copil. Așa. Procesul educațional l-am văzut centrat pe copil. Am văzut azi copiii singuri se descurcau, ne-au întâlnit cu mare blândețe și au zis că vor să meargă cu noi, dar eu le-am promis că trebuie să avem un autocar special. Doamnele educatoare care muncesc copiii sunt niște doamne minunate, se vede că au o maestrie și un tact pedagogic deosebit. Le-am văzut foarte blânde, îndeoseb doamnele manager pe toate cele trei grădinițe, ne-au demonstrat abilități și competențe de muncă cu cadrele didactice. Am văzut niște spații educaționale foarte bine amenajate, dotate, cu gust estetic amenajat. Noi, pe parcursul acestei zile, am văzut lucruri foarte frumoase și sperăm să continuăm lucrul în continuare pentru a ne îmbunătăți practicile noastre de sprijin cu copiii. Mulțumim foarte mult pentru ziua de azi, la mai mulți și la mai mari. Sărut mâna și vă mai așteptăm.